Am văzut dimineața mai ieftin și mai târziu mai schimbate prețurile. Mi se pare firesc? Nu. Nu, că doar, cum să spun, noi tot așa bani avem, nu facem peste 2-3 ori alți bani mai mulți ca să putem să cumpărăm. Iată, în limit. Cumpărați mai puțin, ce faceți? Poftim? Cumpărați mai puțin, cum faceți? Mai puțin ce-ți fac, dacă îmi trebuie mâncarea, nu te las, trebuie să cumperi. Prețurile sunt disparate. Nu avem bani să le cumpărăm. Este foarte greu. Foarte greu în privința banilor. Dimineața sunt mai scumpi, iar pe la 11-12 așa sunt mai scad, câte un leu, doi acolo. Dar merge înainte. Păi și comercianții ăștia care sunt prin piață, dau și ei acolo să vadă, care, dacă sunt oameni mulți prin piață, scumpesc, dacă sunt mai puțini, lasă știi, mai puțin. Vi se pare firesc? Firesc, nefiresc, trebuie să le suportăm pe toate. Dar cumpăr mai puțin, până am bani, cu ce să cumpăr? Comercianții au ajuns să fie stăpânii piețelor, nu mai au nicio frică și niciun Dumnezeu. Pentru câștig, aceștia sunt în stare de orice. Așa se face că au ajuns să modifice prețurile după bunul plac în funcție de client sau vin cu marfă care nu are documente de proveniență. În jur de ora 3 după amiaza, când se aștepta să vină valul celor care iese de la muncă, măreau brusc prețurile. Cam până la ora 5-6, deci nu țineau prețul prea sus ca să nu bată la ochi pentru restul zilei. Știind faptul că ei, acești comercianți economici, trebuie să raporteze toate prețurile pentru care scot produsele la vânzare în ziua respectivă la administrația pieței. Ei, sigur, anunțau prețul mic, cu care mergeau aproape toată ziua, dar în intervalul respectiv majorau substanțial chiar prețul la alimente. Poliția economică a aplicat zeci de amenzi și a confiscat marfă de peste 700 de lei. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui au acționat pe linia prevenirii și combaterii comerțului ilicit din piață. Cu această ocazie au fost verificate legalitatea transporturilor de mărfuri de și dinspre piețe, precum și legalitatea documentelor întocmite pentru proveniența mărfii. Polițiștii au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare totală este de 24.100 de lei. Valoarea totală a bunurilor confiscate în cadrul acestor acțiuni este de 7.000 de lei. Controlele în piețe vor continua și în perioada următoare și se vor extinde și în oboare și târguri săptămânale.